vârstă. Oana, trebuie. Și eu am povestit cu tine de la munte, dar nu pot să le spun de la... Bă, ți-a venit așa răutate după ce am exprimat niște chestii. Asta, amintirile mele frumoase, Răzvan. Și ale mele sunt foarte frumoase. Ei, da, tu, te, da, te lasă mâna. Oana Trivu Bulzan este cu noi pentru că ăsta micu a zis că sarmalele sunt preferatele lui și caltavoșii. Oana este aici pentru că este specialist în schimbarea stilului de viață, mai ales în bucătărie. Bună dimineața! Bună dimineața, Dani! Îți aduce aminte când eram mici și ne lăsa mama o ulicică, o crăticioară, la noi se cheamă Raină, în frigider cu mâncare și venea după amiază, ce dracu mâncam, că noi nu mâncam și ne certa că era nemâncată. Da, bine, tu nu aveai strategia cum trebuie, o aruncam, spăleam cratița și spuneam că am mâncat. Am luat bătaie degeaba. Bun. Da. Azi mi-am propus să vorbim și despre cum, într-un mod sănătos, părintele poate să scape mai ușor, poate la un prânz, când vine amicii pe cap, poate are un play date, cum se zice acum, da. Și are mai mulți decât a făcut pe cap. Nu înseamnă că mâncăm în fiecare zi asta, dar ne salvezi cu o zi de prânz. Da. Chiar fix la asta mă gândeam și eu când s-a apucat cel mic să povestească, fix cum aruncam eu mâncarea și spălam. Și mi-am dat seama că putem totuși să ajungem mai prietenos la cei mici și sunt toate tendințele astea pe Instagram, acum tot soiul de mâncăruri care arată foarte bine în social media. Astăzi vă propun să pregătim împreună, dacă vrei, că știu că ți-e place să gătești cu mine, așa. Sigur, e. Da. În fiecare dimineață te trezești cu... Eu asta fac dimineața. Pun șorțul și... Așa. Și ce mai gătim sănătos astăzi? Deci vreau să găsim o variantă de compromis, știi? Cumva să fie rapidă, să o mănânce, nu să o arunce și să putem să o pregătim în zilele în care suntem căpiați un pic cu munca și nu avem timp să facem o mâncare cum se cuvine, cum era bunica din poveste cu caltăboși și sarmale. Hai să mergem în bucătărie. Uite, chiar... Am fost lacăt aici în bucătărie. Eu care credeam că e o primire călduroasă. Nicolae, după ce ai dansat senzual oroscopiste, ai putea să comporți bine mai bine. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru găduire. Fac loc, fac numai mult. Bucătarie model. L-aducem de frumos și că vorbește baliverne, nu știe să gătească aproape deloc. Nu știu, bun. Miroase foarte bine. Iar e de la mine. Parfumul. Ce facem azi? Facem șaorma sănătoasă. O șaorma sănătoasă. Exact. Okay. E o tendință pe Instagram, asta mă apucam să-ți povestesc. Nu știu dacă ai văzut-o. Stai pe Instagram? Nu. Nu, niciodată. Te-am văzut în pauză. În pauză, gelul ăsta. Exact, l-am văzut și eu. Doar pe TikTok. E o tendință cu astea wrapped, tacos, burrito. Tortilla challenge, parcă îi spune. Da. Fii atent, se face așa. Se taie de la jumate o tortilla de-asta. Da. Eu am găsit o variantă în supermarketuri care este integrală. E făcută cu făină integrală, apă drojdie și atât. Deci nu e nevoie să te apuci să faci acasă. Puțin atenție la ambalaj, citim eticheta, vedem că nu sunt ingrediente pe care nu le putem silabisi și atunci mergem mai departe. Deci pe mine mă bucură foarte mult că astfel reușesc să o conving pe cea mică, fetița mea are 8 ani, să mănânce niște cereale integrale, că altfel mai greu. Ok, am tăiat-o... Așa. Deci asta am tăiat-o în 4 și avem grijă să putem să mergem... Așa putem învăța și raza cercului și un sector de cercuri. Vezi, deja te pricepi. Așa, și aici punem în fiecare triunghiuleț, punem ceva bun. Ia să ne gândim ce am putea să punem aici. Da. Păi, uite, eu îți propun să punem, știu că ți-e place foarte mult avocado. Da, sunt nebunit după avocado. Uite, mie îmi place. Acum, sincer, combinația, chiar dacă nu-ți place în mod particular avocado, combinația dintre avocado și brânzătele mea sau feta este foarte bună. Okay. Îți propun să facem o combinație de asta, așa un fel de tortilla grecească. Da. Punem niște avocado. Bun. Așa. Aici o să... Ne ajută. Vezi ce bine. N-am prins cel mai copt avocat. Să știi că în inima Mexicului îl găsești aproape necopt în supermarket. Trebuie să mergi în piață să-l găsești pe la copt. Perfect, când mă duc în Mexic o să rezolv problema. Păi nu, te duce că te ține în aeroport. N-ai văzut ce se întâmplă. Toată lumea e. Puțină brânză. Ok, brânză normală, da? Nu foarte sărată, nu foarte dulce. Așa, puțină brânză. Okay. Ia zice, mai punem aici, că merge niște roșie. Sunt la mâna Dacă n-ai voie de ajutor, sunt aici cu orice. Da, mulțumesc, mai vin. De asta mă duc aici, să știi. Am grijă, ai văzut că poți să...
Da, ce pregătești acolo? A, uite, vorbim de sănătos. Așa. Să-mi spui dacă andivele, rețeta care am făcut-o astăzi, adică o parte din ea e sănătoasă. Să zice că andiva, dacă mănânci o frunză de andivă, e o calorie. Doar o calorie. Așa se zice, nu, am luat dacă e vreo. Eu sunt de părere că atunci când ne apucăm să numărăm caloriile, scoatem toată pasiunea din mâncare, știi? Da. Să-ți dai Dumnezeu sănătate. Vezi că puteți ne înțelegem. Astăzi e o zi bună. Ok, mergem mai departe. Ești gelos? Nu, dar apropierea fizică la noi în emisiune nu se poate întâmpla decât dacă o și iei de nevastă. Da, deci, pot să zic ceva? Da. Fac eu? Spune. Eu avocado, îmi pun în el ulei de măsline și un pic de zeamă de lămâie, sare, piper, un pic de acetă balsamic și mănânc cu lingura direct din el. Maaa, mexicanule! Nu glumesc, ia, e fantastic. Vino aici. Bun. Și asta trebuie să împăturească. Nu mai muncești. Fix așa și o punem într-un sandwich maker sau într-o tigaie. Ok. Știi cum se numește castravetele tânăr, Dani? Cum se numește? Castrafecior. Castrafecior, da. Da. Vino, că te chemăm noi. Da. Castrafecior? Am înțeles. Eu am găsit cornișon. Am înțeles. N-aveți voi treabă. Bun, mai facem una și pe dulce? Mai pe dulce nu facem, dar uite, tu mă întrebi probabil de ce am și fructe. Păi de asta am crezut că le bagi acolo. Pentru că într-o masă echilibrată a copilului am pus proteina, da, de data asta a fost brânzică, da, am pus legumele, am pus și sursa de grăsime sănătoasă, avocado-ul ăla, da. Dar într-o masă sănătoasă un copil trebuie să aibă și fructe, știi? Și atunci, fii atent, eu ca să o conving pe fiimea să mănânce fructe, îi fac frigărui de fructe. Că arată mult și mai să bine știi pentru... că am constatat că toți copiii sunt foarte încântați de varianta asta. Brusc devine mult mai gustos. Evident, că ei mănâncă mai mult mai... cu ochii. Exact. Eu nu voiam să văd strugurii când eram mic. Nu-i suportam. Mi se părea că mi se... ție când erai mic? Mi-a zis cineva o poveste că mi se opresc sâmburi în apendic. Aha. Și de-aia nu i-am mâncat. Până la 20 și ceva de ani n-am mâncat struguri. Avocado mâncai, nu? Exact, asta vreau să spun și eu. Mâncam mere! Deci asta este frigăruia de fructe. Poți să o faci și la petrecerea pentru copii. Exact, și poți să-i pui și niște ciocolată ca să fii fericit, că știi că mă întrebai. Fii atent. Ok. Vreau să facem una instagramabilă așa, dacă ne ajută șef. Dar să arate drăguț, nu ca asta. Măi, dacă o pui la sandwich maker, ea arată drăguț. Ok, dar după sandwich maker. Nu avem sandwich maker. În momentul în care punem cașcavalul și îl încălzim un pic, ăsta se topește și se întinde fix ca în... TikTok, că ai spus că nu practici Instagram, TikTok. Ce mai punem aici? Uite, eu îți propun niște ardei. Ardei. Dacă mai troncă Nicolae când e cineva la noi în vizită... Păi, stai așa două secunde, eu vreau soluții să încălzesc o tigaie, să putem face și tigaie, scuză-mă. Dă-i bice, dă-i bice. N-am tostă, dar putem face. Ești scuzat. Așa. No, bun. Ce-i asta? Asta e pastă de măsline. Arată... foarte știu, bine. Știu, m-am gândit așa când... Nu mănânc pasta de măsline. Dar măslinile le mănânci? Nu, le urăsc din tot sufletul meu. Mi-a spus cineva când era mic o povestă. Auzi, dar tu ce mănânci? Ce? Că mi-a zis dinurii măslinile. Alea bune? Și alea alalte. Și mă întreba, uleiul extra virgin de unde vine? Cum poate să facă capra măslinile urâte? Da. Da. Asta e tapenade. Cum? Una pensa un tapenade. Dacă vrei pentru cartea ta tot felul de ziceri, îl suni pe colegul meu Răzvan, deci să nu uiți pe asta cu castrafeciorii. Trebuie să punem și un pic de unt, facem crocant, să dăm culoare, da? Un pic de unt. Știi de unde vine, uleiul extra virgin? Ia spune-mi. De la măslinele urâte. Păi adevărul e că nu pot să spun extra virgin fără să mă gândesc la clipul ăla, știi, cu mama. E o reclamă, sigur ați văzut-o. Nu, lasă așa. Nu, hai să, că nu te-am chemat pentru glume, că nici pe Nicolae nu l-am chemat pentru, dar uite că nu mai scăpăm. I-am dat seama prea târziu. Deci amândouă sunt idei foarte bune și după ce o să fie un pic perpelite, Nu e pe obișnuit la tine la țară. Da. Mai rămâi cu noi să vedem cum arată în forma finală. Mergem la meta.